Iubirea este viață, a totul este mare. Mama și copilul, iubește pe amândoi! 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 Iar avortul este văzut ca o operație de apendicită, ca o simplă operație de apendicită. Puțin știu că fătul intrauterin se ferește de instrumentele medicale pătrunse în spațiul lui vital și că simte durerea, deschide gura ca într-un strigăt mut înainte de a-și da sufletul. O femeie însărcinată se află în cel mai vulnerabil moment al vieții ei. Ea nu are nevoie de avort. Are nevoie de sprijin, încurajare și protecție. Eu sunt medic de familie în București. Sunt pentru a treia oară la acest marș. De data asta vin în plus cu cineva. Vin cu Asociația Medicilor Catolici din București. Vreau să-i salut pe colegii mei. Vreau să le mulțumesc pentru că sunt aici. Și vreau să fie acesta un exemplu de acum pentru toate celelalte asociații care nu au răspuns la chemare. Roxana a spus lucruri dureroase, lucruri care îți dau fiori, dar lucruri adevărate. Îți pui întrebarea, unde sunt medicii în tot ce a relatat ea? Câți medici trec prin acțiunea asta, prin momentele astea îngrozitoare descrise de ea? Mesajul meu sigur că se îndreaptă către acei medici. Am dorit să-i vedem pe cât mai mulți aici, în jurul nostru. Știu că există medici care au renunțat să facă avort. Știu care au renunțat cu totul. Mi-ar place să se constituie și ei așa într-o asociație care să se cheme Asociația Medicilor Ginecologi care nu fac avorturi, așa cum sunt și în alte părți și care sunt sunt căutați, să știți, sunt căutați de persoane care doresc să fie îngrijite de astfel de medici. Mai sunt medici care nu fac avort în timpul postului și în timpul sărbătorilor. Ce să spunem despre ei? Să spunem puțin, ne sperie gândul ăsta, pentru că ne dăm seama că realizează ceea ce fac și după aceea continuă greșeala asta. Dar să avem speranța că și pentru ei este un început.